cred de noi. Dar eu vă spun că uneori credința te face să pari ciudat până începe ploaia. Noe a spus asta. Când a început ploaia și dacă n-ai crezut, ești mort. Păi cine mai Noe. Familia lui. Da. Vreau să vă citesc despre credință. Vreau să vă citesc o profeție a lui Isaia, cu mulți sute de ani înainte să vină Domnul Iisus pe pământ. Și el a spus așa, fără să cunoască doar de la Dumnezeu, că va veni Domnul Iisus. Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odrasă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rădăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei ce de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moartea, de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșeze nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Am să termin aici acest capitol, din Isaia, dar vreau să vorbesc și din 1 Corinteni despre dragostea lui Dumnezeu. Eu m-am rugat lui Dumnezeu pentru credință. Nu știu cât ne găsim aici, ne rugăm lui Dumnezeu să ne crească credința, când ne simțim de parte de El. M-a rugat și într-un mod minunat, El mi-a dat credință, printr-un mod mai în care El mă cunoaște și știe că așa voi crede, prin dragostea adevărată, dragostea plină de sacrificiu. Acela a fost modul în care eu am crezut mai mult în Dumnezeu săptămâna aceasta. Am văzut un video mai întâi cu o fetiță de la o școală care dansa cu un băiețel paralizat. Dans, că ăla nu-l poți numi dans, dar fiecare băiat și fată din acea grădiniță ce era școală avea pe cineva cu care să danseze, dar băiețelul acela paralizat nu avea și m-a sensibilizat Domnul, mi-a făcut duhul mai sensibil să fiu mai atent la aceste lucruri mici și această dragoste adevărată, că și copiii ne pot învăța și Domnul poate lucra prin ei. Acum despre dragoste, am găsit o cântare, nu o să o cânt, dar o să vă spun unde este în Biblie versetele din această cântare. Puteți să o căutați, îi spune dragostea, eu ascult de Profides. Profides sunt cei care o cântă, dragostea îi spune și are aceste versete în ea, 1 Corinteni, 1 Corinteni 13. Dragostea. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și dacă, chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Nu se mânie. Nu se gândește la rău.
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem că într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin. Așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin.